jurul orelor 13:20. Ne-am pus la rând frumos, erau trei persoane în fața noastră, printre care a patra persoană fiind bărbatul respectiv. În timp ce vorbeam eu cu ea și el a auzit discuția, mami, ce gusturi vrei, cum vorbeam cu fetița, am întrebat-o pe doamna de la BTS cât costă și el s-a oferit să ne plătească înghețata. Eu am refuzat categoric, am spus că sunteți necunoscut, vă mulțumim oricum, dar nu sunt de acord, îi plătesc eu fetice să mă mai iei. Așa. Și în timp ce îmi pregăteam bănuții ca să plătesc, bărbatul a pus mâna în zonele fetiței intime, deci în zonele intime. Atunci mi-am tras fetița în partea stângă, el o ținea într-un fel, mi-am tras fetița în partea mea, în partea stângă, peste mine a vorbit că promit că noi doi o să ne mai vedem. Probabil s-a înfuriat că nu am vrut să îi plătească fetița înghețată și m-am certat acolo cu el. Și m-am înfuriat, l-am împins și după aceea el și-a luat și-a continuat să-și ia înghețată. Noi am venit pe o bancă ca să apelăm, de fapt, da, să-mi liniștesc fetița, pentru că fetița plângea foarte tare și în momentul în care am văzut că pleacă, vorbind cu echipajul de poliție, mi-a spus să nu-l scap din ochi, am mers cu fetița după el.